Salutare! Ce se întâmplă dacă mănânci prea mult zahăr? Te rupe caria, eu sunt caria, vezi? Zahărul e rău! Oh, la naiba, n-am reușit să te conving, așa-i? Nu e nicio problemă, pentru că... Te rog frumos, ia un loc! Astăzi sunt medicul tău dentist. Asta dacă bombardezi butonul de like, desigur. Let's go, baby! Imaginează să fii dentist într-o navă spațială, pentru că asta se întâmplă astăzi. Facem operații de dentist pe gurile unor oameni gigantici care se apropie de noi extraordinar de tare. Wow, mai ușor, doamnă, că-ți pute gura. Avem treabă multă de făcut aici. Doamne ferește, ce se întâmplă? Ți-au crescut insecte în gură, ești nebună, doamnă. Știi că trebuie să ai grijă de gura ta, nu? Hai să-ți explic. În viață trebuie să folosești periuța de dinți, știi? Ca să freci așa pe dinte dimineața și seara, ca să nu se pună magmă radioactivă MOV adusă din Minecraft pe dinții tăi, ești nebună, doamnă, ce se întâmplă? Ți-au crescut muște. Ai la propriu muște care îți cresc la tine în gură. Nu trebuie să-ți faci griji, pentru că situația este sub control cu dentistul tău preferat, Boosted Commando, bro. Uite-te în ochii mei că-ți bag musca în ochi, înțelegi ce zic? Să vedem ce avem de făcut aici. Scoatem toți dinții ăștia că nu ne plac. Și știi cum o să-i scoatem? Cu dinamită, draga mea, o să spun dinamită pe fiecare dinte și o să... Eu, am scăpat dinamita. Sper că nu explodează pe aici. Ok, voiam să zic că spun dinamită. Au, am activat-o, am aruncat-o în gură, am aruncat dinamita în gură, explodează cumva? Mama, a făcut explozii. De ce o am pe ciocănitoare Woody care zboară pe lângă mine? Ouleu, doamne, e ca un burghiu turbat ciocănitoare Woody, dar măcar funcționează, că pare că nu e foarte eficientă. Sparge dintele ăla dacă vrei să mai trăiești și să-ți mai vezi ouăle în viață. Uite, ouăle astea de aici, mai vrei să le mai vezi în viață? E bine, sparge dintele ăla cu toată forța dacă mai vrei să vezi ouăle în viață, că dacă nu o să-ți omor fiecare pui, începând cu ăsta. El era puiul George, nu-l mai ai, s-a transformat în gălbenuș. Lucrează puternic. Uite ouul cum se sparge. Opa, s-a spart ouul. Dă-i tare acolo, rupe gura aia, rupe gura. Ok, o să o arunc pe ciocănitoarea Woody, că nu-mi place cum funcționează. Uite câte instrumente avem aici, trebuie să testăm mai multe. Uite burghiul ăsta de aur puternic. Ia ce-i dăm cu burghiul. Rupem dintele ăsta. Bine, nu ne place nici burghiul. Știi ceva, mănușile de box sunt cele mai bune, că dai așa pur și simplu. Spargem toți dinții, spargem toată gura, spargem tot ce găsim aici. Nu mai avem dinți în gură, suntem fără dinți. Mi se pare că am făcut o treabă de minune până acum. Și acum putem să tragem pur și simplu ce a mai rămas din gura ei. Astea sunt cioatele ei de dinți pe care le scoatem de aici. A rămas fără dinți, doamna. Nu mai are niciun dinte. Doamna, îmi pare rău să zic, chiar îmi pare sincer rău. Bag aspiratorul ăsta și sub de aici tot ce se întâmplă în gura ei. Uite, vezi, asta se întâmplă dacă nu vii la dentist în timp. Copiii, mergeți la dentist la timp, pentru că dacă nu mergeți și nu aveți grijă, asta o să vi se întâmple gurii voastre. O să rămâneți fără dinți în ea, pentru că o să veniți la dentistul Boosted și o să vă lase fără niciun dinte. Ia uite, stai să vedem ce mai avem instrumente pe aici. Ce face chestia asta? Wow, trage cu spumă albă. Îți place spuma asta, doamnă? Ia-o puternic, ia de aici, sper că are gust bun. Așa, o presărăm pe limba aici peste tot. Băgăm și în găurelele astea. Bun, nici măcar nu știu ce face chestia asta. Cred că ar trebui să facă ceva, dar nu mai are niciun dinte în gură. Am să presupun că așa vrea să-i ajungă gura. Dar nu-i nimic, că avem noi planuri mai bune cu gura ta, doamnă. N-am vrut să sune așa, scuze. O să începem direct un clasic cu niște dinți de aur. Să fim sinceri acum, cui nu-i plac dinții de aur, așa e? Ia uite, îi punem cu mecanismul ăsta. Uite ce dinți puternici de aur, așa mari și tari am pus în față, ca să mesteci forțos așa tot, să mesteci, să nu mai ai nicio problemă. Așa, introducem dinții ăștia frumoși aici. Avem dintele suliță, nu știu ce e, uite-te la el cum arată. Cu ăsta tai orice prins, dacă ai prins ceva, pac, l-ai tăiat, nici măcar nu contează. Și dacă ai gura închisă, dacă ai prins ceva cu dintele ăsta, e rezolvat în 2 secunde tot. Ia uite-te la el cum arată ăsta, nici măcar nu zici că e dinte, doamne ferește. Imaginează-ți să mergi pe stradă și să întâlnești pe cineva cu colți de ăștia în gură. Ui, uite ce colți punem lui doamna asta de aur aici. Femeia asta în momentul ăsta, dacă strânge gura și a perforat dinții între ei și a omorât gingia. Uitați-vă ce lucrare de artă facem aici. Asta e dintele diamant, bro. Costă 5 milioane de euro. E numai pentru tine, e făcut special pe comandă. Bă, dar nu mai pot cu ciocănitoarea asta ce mi umblă prin față. Dă-te mă la o parte, ești nebună la cap. Ce face chestia asta? E X-ray? What can I do with this fucking X-ray, bro? Nici măcar nu știu la ce mă ajută. L-arunc pur și simplu. Ok? Mamă, uite ce frumos îi arată gura la doamna asta. O să punem dinte de lemn. Imaginează-ți ai un dinte de lemn în gură. Nu mai avem dinți de aur, nu mai avem dinți de argint, avem dinți de lemn, pentru că suntem eco-friendly. Cum suntem eco-friendly dacă avem dinți de lemn și tăiem copaci? Nu mă întrebați pe mine, pentru că nu sunt un om care se pricepe în mediu. Eu doar fac ce mi se spune. Și în momentul de față am pus dintele eco-friendly în gură. Mamă, ce gură i-am făcut la doamna asta. Nu e așa că e frumoasă? Îți place gura asta, așa e? O să facem și o chestie pe care n-am mai făcut-o până acum. O să spunem niște jewelries, ca să zicem așa, pe ochișori. Adică pe dinte, pardon. Uite, îi facem față. Acum o să ai grijă de dintele ăsta, ca și cum ar fi prietenul tău cel mai bun. Uite, are până și o mustață dințișorul.
uite-te și tu ce frumos arată. Și punem și buzițe. Ia, ce buzițe frumoase am pus la dinte. Mamă, ești nebun la cap. Îi punem un diamant din ăsta, așa aici, fix în mijloc pe frunte. Stai așa că asta nu-i tot. Îi punem și un pistol de argint, ca să zici că e criminal. Ai dintele criminal la tine în gură. Uite-te ce frumos e dintele criminal. Și trebuie să-i facem și un dinte prieten dintelui criminal. O să-i facem dintele iubită, că ăsta e dintele bărbat, care o să-l aibă pe dintele iubită alături de el. Uite-te ce frumoasă e, așa. Îi punem aici o inimioară, așa, și o pisicuță de aur. Ia uite. Ai o familie de dinți acum, la propriu o familie de dinți în gură. Zi tu de nu-i șmecheră chestia asta. Uite-te ce dinți frumoși ai. Nu pot să zic decât că treaba mea aici este încheiată. E? Nu-ți place? E șmecher tare, bro. Zi tu de nu-i fain. Hai bă, cum adică? Bă, am lucrat acolo ore întregi ca să-ți fac asta și ție nu-ți place, unde pleci, bro? Vino înapoi să-ți mai fac o dată, să vezi ce stau cu pumnii. Ia uite-te, mă. Ia uite, l-a venit Naruto la operație, ești nebun la cap. Ia să vedem ce probleme ai, domnule Naruto, că acum te facem. Ferească sfântul cum îi arată dinții ăștia, gura asta. Zici că suntem la Cernobâl aici, bă, băiatule. Ia uite-te ce are omul ăsta, a mâncat banana cu tot cu coajă. De unde ai scos, mă, banana asta? Tu ai mâncat toată banana? Bă, băiatule, bă, ce e asta aici? A mâncat bucată de pui cu tot cu os, ok. Ai mâncat cactus cu tot cu ghiveci, my friend. Ceva e în regulă cu tine, că eu înțeleg că ți-e poftă să mănânci așa cu toată gura și că nici măcar nu mestești, dar cactusul și doi, nu unul, să zici că ți-a intrat din greșeală. Și asta ce? L-ai mâncat pe Rufus în timpul liber sau care-i faza? Uite-te, bă, băiatule, de unde le-am scos? Uite-te câte s-au strâns aici după atâtea operații pe care le-am făcut. Nici măcar nu mai pot să calc. Bă, băiatule, are limba purpurie. Ai lins cumva o travă de la Cernobâl? Cum poți să ajungi să ai așa gură? Ce s-a întâmplat rău și unde și când? Uite-te cum trebuie să-i scot limba pe afară. Nu-i nicio problemă, prietene, eu speriez limba asta, dar eu cred că tu nu mai ai mult timp de trăit pe planeta asta la ce ai făcut aici. Nu știu cum să spun eu ție, dar eu cred că ești pe moarte. Ai venit la medicul greșit, trebuie să te duci la psihiatru în primul rând, că dacă ajungi să ai gură așa, în primul rând trebuie să ajungi la medicul psihiatru și în al doilea rând, să mă ierte Dumnezeu, că trebuie să te pregătești de înmormântare, de propria ți înmormântare, prietene. Stai numai să vezi ce frumos îți fac aici. Prietenul meu Naruto, îți fac sharinganuri pe dinți. Stai tu liniștit. Ok, acum trebuie să aruncăm cu un C4 înăuntru, că e groasă treaba. Aruncăm un C4 ca să curățăm ce se află în gura ta. Mamă, și-a dat ochii peste cap când i-am aruncat cu C4. Stai să-i mai arunc unul. Mai aruncăm un C4, prietene, ești bine? Așa. A, ăsta nu prea l-a afectat foarte mult, dar nu-i nicio problemă că mai aruncăm, aruncăm câte C4 se poate. Așa, l-am mai aruncat și pe ăsta, ia să vedem, ăsta-l doare? Ok, gata, e ok acum, nu are nicio treabă. Gata, am curățat zona. Băi, ascultă la mine, dacă mai zbori pe aici în jurul meu, o să-ți sparg toate ouăle alea și o să rămâi fără copii. Pleacă la tine acasă, nici măcar nu înțeleg ce cauți aici. Îi facem dinți în gură care să arate ca Naruto. Uite, deci ăsta îi seamănă așa cu freza lui, că s-a ridicat așa. Nu știu din ce sunt făcuți, zici că sunt făcuți din brânză de pe lună, așa arată. Ok, deci ăștia din față clar trebuie să fie ca Naruto. Punem dinți cu lavă. Uite cum arată. Sunt dinți făcuți din lavă, aduși de pe muntele Athos. Ia uite, ia uite, uite. Ăștia sunt incisivi. Pentru cine nu știe, vă și învăț puțină dentistăraie sau cum îi s-o fi zicând la medicină dentară, așa este. Incisivi, uitați-vă la ei ce frumoși sunt. Very beautiful incisivi you have, my friend. O să ai triunghiuri de bronz în gură. Astea sunt măselele, ia uite-te la ele. Auleu, am greșit, așa, gata. Și sus îi punem măsele de argint. Mamă, my friend, ce gură frumoasă ți-am făcut, fratele meu. Arăți de toți banii, te-aș bate dacă te-aș prinde pe stradă. Și acum mai facem față. Fiți atenți, punem ochii, ochii lui Naruto. Asta e tot ce am putut să găsesc. Bine, semănați. Îi punem papionul ăsta ca să fie ca un fel de bandană. Așa, îi punem buzele astea. Bine, arată ca o fată până acum, dar nu-i nimic. Peștele ăsta în loc de nas. Oh, ups, ce-am făcut? Bă, nu e bine, frate, nu-i bine. Uite cum arată peștele, așa, gura. Și punem un pistol în mână să fie supărat. Mamă, ăsta e Naruto. Ia zi, fratele meu, nu-ți place ce ți-am făcut acolo în gură? Hai că arată super bine, e șmecherie pe felie, frate. Nu o să poate așa ceva. Cheamă-l și pe Sasuke-tura viitoare, că sigur facem o treabă bună. Ăsta cine mai e? Zici că a venit de la pușcărie aici. Mai are și un ochi vânăt. Tu ai plecat direct de la pușcărie ca să vii la dentist? Aoleo, cum îi arată gura lui ăsta. Doamne, are 3 straturi de jeg aici. Să mă ierte domnul că ăsta nu mai e dinte, prietene. Ăsta nu-i dinte. Dacă ți ajunge dintele așa, ai o problemă gravă în viață. Stai că l-am pus invers ca să se vadă și mai bine. Avea ceapă, prietenul meu, avea ceapă între dinți. Ceapă verde, nu știu sau ce e. Și mai are și o bucată de pui așa la întâmplare, cu tot cu os. Normal, că de ce să nu mănânci cu tot cu os? Că-ți bag puiul ăsta aici în gaură asta. Să vedem cum să-i facem domnului. Uite, îi punem așa. Mamă, deci am o idee. Ai o gură de milioane, la propriu de milioane. Punem floricele pe dinți. Dinții de sus cu floricele, dinții de jos cu inimioare. Eu fac aici cum îmi place mie, că e vorba despre artă până la urmă și nu e vorba de ce vrea om. Nu ți-a plăcut, nicio problemă. Stai să vezi ce-s factura viitoare dacă mai vii. Ia uite-l pe ăsta cum arată, zici că are morcovi în loc de dinți. Băi, băiatule, tu de unde ai venit? Stai liniștit că ți arunc un C4 în gură și te rezolvă
acum. Deoarece patru ăsta se lipește. Mamă, mi-am spart dinții din spate, nici măcar nu trebuia să umblu la ea. Dar ce patru ăsta oare se lipește de dinte? Oh, l-a scăpat pe jos aici la mine, să-mi bag piciorongul. Oh, uleu, băgame. O să-l pun așa în spatele dinților. Ia să vedem dacă face mai mult... Doamne ferește ce mi-a explodat aici în ochi. I-am aruncat câțiva C4 în gură și îl trimitem direct acasă, că nu vreau să lucrez la oameni de ăștia cu gura purpurie, băi. Băști, ia uite, l-a venit Dracula, însuși Dracula a venit la mine aici. Wow, cum vrea să-i facem dinții, chiar că ca la Dracula. Aolo, ce să facem? Îi spargem dinții cu mănușile de box, aia facem, ia ce spargem dinții. Mamă, cum îi dăm. Pleacă de aici, bă, că te rupe caria, eu sunt caria, vezi? Asta se întâmplă dacă nu te speli pe dinți și n-ai grijă de gura ta. Vine caria și sparge gura, îți sparge toți dinții. Îți distruge tot pe aici. Ia de aici, băi, băiatule. Nu te pui niciodată cu caria. Și după cum știm, caria îți mai și aruncă un C4 în gură. Acum îi dăm cu aspiratorul frumos. Nu știu ce am dat cu aspiratorul, că la cum îi arată l-osta gura la... Acum zici că a venit apocalipsa. Zici că a fost și cu tremur și explozie nucleară. Așa, dăm la o parte tot ce ar putea fi rău de aici. Pe Dracula mi se pare că îl prind bine colții ăștia care sunt în formă de căpșună, pentru că el și așa suge sânge. Și trebuie să ai dinți roșii, pentru că tu sugi sânge, dintele tău e roșu. Ai dintele căpșunică, cum s-ar zice. Ia uite ce dinți frumoși, ăștia da incisivi. El nu voia așa, dar am schimbat eu, nu-i problemă. Zici că are în gură stalactite și stalagmite, nu mai zici că sunt dinți. Așa, ia uite ce frumos, ai gura căpșunică la propriu. Și uite, se potrivește și cu ochii. Și acum punem lingouri de aur pe dințișorii tăi. Ia uite ce frumos arată. Pac, pac, bada bing, bada bam, bum, bum. Finalul meu, ultima operă de artă pe care am făcut-o. Și a și plăcut. La revedere, sper să ne mai vedem, domnule Dracula.